dorit să le organizăm pentru a marca împlinirea 100 de ani de la nașterea Părintelui Galeriu, care să împlini în mod exact pe 21 noiembrie, câteva zile înainte de unirea cea mare, cel de avea cu unirea Părintelui Galeriu. Și această întâlnire de eveniment, la rând, în această seară, cu domnul Părnel Constantin Ciocuțean, pe care îl rog să vină în fața dumneavoastră, și despre care nu cred că este cazul să vorbesc eu prea mult, pentru că este foarte bine cunoscut pentru dumneavoastră și acest lucru pot spune și din faptul că mai puțin de jumătate sunt ai noștri de la Silvestru, și mai mult de jumătate sunt oameni care probabil că îl cunosc, au citit cărțile, cunosc activitatea și poate că îl au și ca sfătuitor. Și de aceea o să-i dau acum cuvântul. Eu mulțumesc pentru această revenire la noi. Este a doua conferință pe care o ține în rugămintea noastră Biserica Sfântul Silvestru. Și eu doar sunt de aceea bucuros, ca să fiu bucuros și din faptul că pot asculta un om cu această experiență care a venit dinspre lume, spre Dumnezeu, în biserică și care a lăsat urme vizibile în fiecare loc unde a fost, urme traice prin lucrarea pe care a săvârșit. Bine ați venit la noi, vom începe cu o rugăciune și după aceea vă rog. Împăratul Ceresc, Mântuitor, Adevăr, pe care cu tine și toate este Împărtăți, Mântuitor, de viață, vinul și te sărășuiește în noi, și te împărățește pe noi de toate,